Haideți să vă prezint două rețete super rocoroase pentru vremea de afară. Vom face prima oară limonadă de mentă. Avem nevoie cam de jumătate de legătură de mentă. Vom spăla frunzele foarte bine. Vom folosi două lămâi. Puteți folosi și lime. Le vom tăia în jumate. Dacă vă face plăcere, vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Ella Cooking. Mulțumesc! După ce am tăiat lămâile, va trebui să scoatem zeama. Am folosit acest torcător electric, este mult mai ușor. Apoi am pus frunzele de mentă într-un blender. Am adăugat și sirop de mentă. Dacă vă uitați pe profilul meu, o să găsiți și rețeta la sirop. Am pus zeama de lămâie, miere după gust, bineînțeles se mai poate pune zahăr sau zahăr brun. Adăugăm apă, cam 600 de ml, cuburi de gheață. Mixăm foarte bine timp de 5 minute. Cam acesta este rezultatul, după cum vedeți, este gata. Uitați ce culoare frumoasă are. Este perfect pentru zilele călduroase. Limonada de mentă este preferata mea. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. Acum vom face un sirop de căpșuni. Într-o oală am pus 80 de grame de zahăr, 500 de grame de căpșuni, adăugăm 800 de ml de apă. După ce căpșunile noastre au început să fiarbă, le mai lăsăm încă 10 minute, apoi vom strecura totul. Mai adăugăm 300 de ml de apă. Căpșunile rămase pot fi folosite la o prăjitură. O să vedeți că în curând o să apară o rețetă. Siropul rămas de la căpșun l-am pus într-o oală înapoi și am mai adăugat 400 de grame de zahăr. Lăsăm totul pe foc timp de 10 minute. O să vedeți că în timp își va schimba textura și va deveni mai gros. Aici avem cam 800 de ml. Cam așa arată, eu l-am pus în această carafă, se poate ține în frigider sau se poate sigila, se pune la cămară. Cam aceasta este textura. Este perfect pentru zilele călduroase. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!